Bună seara și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în acest material vă voi prezenta o revistă care era în trecut și cei mai nostalgici ne-o aducem aminte, cei care suntem mai noi în domeniul electronicii, vorbim despre montaje kit cu care învățăm de la început electronica și acestea prezintă o serie de unelte necesare pentru a ne dezvolta practic meseria pe care o practicăm. Este vorba de o revistă numită 77 de montaje electronice. Este o revistă pe care o întâlneam în anii 80, în anii 90 și după care cei noi, generația din prezent, probabil nu o cunosc sau dacă o cunosc de pe internet este cu atât mai bine, pentru că această revistă conține o serie de montaje electronice foarte utile, accesibile începătorului și o să vedem în acest material ce conținea această revistă și o să ne aducem aminte cei mai înaintați în domeniu sau cei care sunt mai începători. O să ne uităm, practic, cunoscând istoria acestui domeniu de activitate, cunoaștem mai bine meseria și o să vedem în acest material despre ce montaje electronice simple este vorba și cu care în trecut ne ocupam timpul și ne dezvoltam abilitățile și experiența. Haideți să vedem în cele ce urmează ce conține această revistă. Practic acesta conținea acest kit, după cum observăm, conținea diverse componente electronice și bineînțeles conținea și revista și aceste componente electronice erau, constau în montaje electronice construite în jurul circuitului integrat CDB400, circuitul digital CDB400 sau operaționalul monostabil bistabil oscilator monostabil astabil de tip 555 pe care îl întâlnim și în prezent. Bineînțeles că întâlnim în prezent și acest circuit integrat CDB400 care exista în trecut. Acest circuit integrat este un circuit integrat logic. Ne observăm aici că sunt notate pe acest, practic baza era din carton și aceste circuite integrate erau conectate la niște arcuri, după cum se observă, și aveam aceste arcuri și o serie de conductoare de legătură cu care conductoarele de legătură făceau legătura între aceste arcuri, respectiv între componentele electronice. Deci avem și, observăm că avem, conține și rezistoare, observăm aici, și condensatoare conectate și conectând după schema electrică din revistă, după o anumită schemă electrică din revistă, conectam aceste componente electronice între ele și realizam montajul electronic propriu-zis. Observăm că avem aici, în josul circuitului integrate, aceste comutatoare și aceste cleme cu care alcătuiau un senzor, doi senzori. Și mai observăm că avem absolut toate componentele electronice pasive și active cu care se poate realiza un montaj electronic la nivel de începător. Observăm aceste tranzistoare în stânga circuitului integrate, observăm aceste tranzistoare de tip PNP, NPN, BC-177, cum era la vremea aceea. Bineînțeles, evident că se întâlnesc și în prezent aceste tranzistoare. Și, bineînțeles, BC-107, avem diodele cu care realizam ori o punte redresoare, ori redresor monoalternanță și învățam practic să
construim cu ajutorul firelor în aer aceste componente, realizăm montaje electronice, kit cu care ne orientam spre funcționarea unui montaj electronic într-un mod foarte simplu și ușor de înțeles. Observăm că avem rezistoare de anumite valori în dreapta. Avem aceste rezistoare de diverse valori și cu acest kit, deci practic acest kit conținea absolut tot ce trebuie pentru a învăța electronica de la zero, cum se spune. Observă că această revistă aparținea acestui set de începători de 77 de montaje electronice. Se observă că este într-o stare mai avansată de uzură. Sunt foarte mulți ani de atunci. Și o să vedem ce conține. Deci observăm aici că avem aceste instrucțiuni. Deci în jocul electronic didactic 77 montaje electronice este destinat electroniștilor de toate vârstele. Nu știu dacă în prezent electroniștii de toate vârstele mai fac montaje electronice. Mulți dintre ei preferă să le achiziționeze deja făcute. Să citim mai departe, recomandăm în primul rând începătorilor, pentru că se pot familiariza cu generatoarele de semnal, oscilatoarele, în domeniul frecvențelor joase. Electroniștilor mai avansați, jocul le oferă completarea cunoștințelor și poate fi utilizat pentru realizarea unor montaje test sau injecție de semnal în alte montaje. Și observăm că avem aceste instrucțiuni, avem evident componentele electronice, rezistență, condensator electrolitic, diodă, avem simbolurile componentelor electronice aici. Deci, practic, este un mod de mură în gură, cum să spune, mai pe românește. Evident că aceste componente electronice nu sunt toate componentele electronice. Lista cu simbolurile electronice le găsim în cărți de specialitate și sunt mult mai numeroase și mult mai variate decât ce vedem în această revistă. Și, evident, după aceea începe descrierea și aceste instrucțiuni continuă. Practic avem de la primul montaj până la ultimul, la fiecare, câte o descriere. De exemplu, la primul montaj pe care îl avem aici, și o să vedem imediat și schemele electrice, și observăm că avem la fiecare instrucțiuni de folosire la fiecare montaj electronic. Practic nu mai trebuie decât să facem acele conexiuni pe acel carton. Deci, dacă, bineînțeles, kiturile din prezent sunt foarte diferite de ce exista în trecut, deci practic ce exista în trecut, după cum observăm aici, în trecut existau, era acel carton, după cum observam mai devreme, era foarte deci arată ca aspect și ca mod de construire, de alcătuire, foarte diferit față de kiturile din prezent. Și avem la fiecare montaj electronic, inclusiv detalii, după cum observăm aici, la realizarea montajelor cu porți și nu, sau porți în AND, observăm aici. Avem, evident, la fiecare montaj electronic aceste descrieri. Deci, și evident că dacă le construim, le înțelegem mai bine. Să dăm la fiecare montaj, este numerotat, cum observăm, și observăm că avem și schemele electrice. Și avem de la 1 până la 77 aceste scheme electrice.
avem schemele electrice, cei care le-au realizat atunci, eu nu le-am făcut pe toate, funcționează, ceea ce este uimitor este că toate montajele din această revistă, din acest material tehnic funcționează, deci toate sunt testate și bineînțeles că au și o construcție simplă, ar fi și culmea să nu funcționeze. Funcționarea unui tranzistor NPN în regim saturat și blocat, funcționarea unui tranzistor PNP în regim saturat și blocat. După cum observăm, avem aici oscilator de audiofrecvență simplu, observăm lumina pulsatorie, uitați aici, avem acest montaj electronic cu două LED-uri și cum se construia în trecut, observăm că oscilatorul, care este pe principiul, tot pe principiul circuitului basculant stabil, după cum observăm aici, avem tot înțelegerea, tot la capitolul de înțelegere a unui tranzistor, înțelegerea funcționării unui tranzistor, avem acționare senzor cu două tranzistoare, unde înțelegem foarte bine funcționarea unui tranzistor realizat cu montaje mai complexe, putem să ne dăm seama, să spunem așa, de funcționarea unui circuit de acționare senzor, care evident are foarte multe aplicații. Plecând de la această schemă, se poate obține o dita mai construcția care conține senzori sau montaje complexe care conțin senzori. Avem acest oscilator audio diferit, după cum observăm, avem temporizatoare, deci înțelegând aceste temporizatoare, evident o să înțelegem și schemele de temporizare și multe montaje electronice care conțin monostabile, care conțin practic aceste montaje electronice care temporizează. Și evident, plecând de la poarta logică NAND, observăm că avem circuitul integrat digital CDB400 care îl conține acest kit și observăm aici că în primă fază, conectând aceste taste și aceste rezistoare și un LED la ieșire, înțelegem practic funcționarea unei porții NAND și înțelegând aceste porți logice ale circuitelor integrate digitale, înțelegem, este o pornire foarte bună de a înțelege circuitele integrate digitale, înțelegând porțile logice. Observăm că avem și chiar și circuite basculante cu porți logice sau oscilatoare audio chiar. Și observăm că avem aceste circuite. Deci practic acest kit conține foarte multe montaje electronice cu care înțelegem circuitele de bază din electronică, cum este acest circuit integrat E555 sau M555 sau micro A555. Deci pe care le întâlnim și în prezent, deci practic ele s-au păstrat datorită faptului că au performanțe superioare și aplicabilități foarte extinse în domeniul electronicii și astfel circuitul integrat 555. Există chiar și cărți care conțin sute de montaje montaje electronice realizate cu acest circuit integrat 555. Observăm că avem semnalizare optică pulsatorie, avem convertor sinus dreptunghi, avem trigger Smith compatibil TTL, deci practic pe principiul circuitului integrat logic, avem monostabil cu senzor, avem foarte multe, deci eliminarea efectului de vibrație, deci practic on-off cu acest integrat. Există un montaj electronic care are pe aceeași tastă, puteți să vedeți și în filmele mele anterioare, am un montaj electronic cu 555 pe care l-am prezentat acolo și pe aceeași tastă putem să pornim și să oprim un
LED, implicit un consumator, conectând un releu electromagnetic la ieșire. Și foarte multe, observăm că conține. Deci, montaje cu diode și tranzistoare, observăm aici. Avem înțelegerea diodei semiconductoare, după cum observăm, avem căderea de tensiune, este prezentată aici, pe fiecare diodă redresoare în acest montaj electronic simplu. Și o diodă redresoare cu siliciu se referă aici, deci practic cele care le conține kitul. Stabilizatoare de tensiune, observăm că avem cu, le putem realiza fără diode Zener, chiar cu diode redresoare, după cum observăm. Și bineînțeles, redresoarele, puntea redresoare, redresorul simetric, redresorul asimetric și așa mai departe. Deci avem foarte multe montaje electronice. Este deosebit de simplu să realizăm aceste circuite integrate, să realizăm aceste montaje cu circuite integrate sau cu tranzistoare, pentru că sunt de începători, sunt chiar au și aplicabilități multiple. Observăm că avem bistabile, circuite basculante bistabile cu porți NAND. Este recomandabil să realizăm cu circuite integrate circuitele basculante bistabile, pentru că circuitele integrate au o stabilitate mai bună, au un consum mai mic și așa mai departe. Și avem circuite de întârziere cu circuitul 555. Observăm chiar și un divizor de frecvență putem să facem cu acest circuit integrat. Observăm că sonerie multiton, deci practic o mulțime de circuite care ne sunt utile, chiar și sirene sau chiar și echipament de măsură, cum este această sondă TTL, deci practic cu care măsurăm tensiuni electrice sau verificăm semnalele de la oscilatoare. Deci avem astabile, tot așa, avem aici formele de undă, observăm cum se modifică atunci când le... Deci, practic, acest montaj electronic este un oscilator cu care se poate construi un invertor de tensiune. Observăm, avem jocuri de lumini cu 3 LED-uri și, evident, ne-am apropiat de finalul acestei reviste, pentru că este o revistă, dacă era o carte, ne trebuia cam o zi întreagă ca să o descriem. Indicator de nivel, avem cu tranzistoare, deci practic acele V-metre pe care le întâlnim la amplificatoarele de audiofrecvență, le putem construi plecând de la această schemă simplă și foarte multe. Sirene, realizate cu circuitul integral logic CDB400. Și am ajuns cam la final. Deci, practic, fiecare notație de aici, fiecare număr de aici corespunde la o descriere pe care o avem. Și ne spune într-o frază, într-o propoziție simplă, sau într-o frază, practic, se face o instrucțiune la fiecare montaj în parte. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară bună în continuare, o săptămână plăcută în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!